dar nu e rău. În principiu, am încercat tot niște chestii, știi? Dar nu prea poți să le... Știi, unele sunt benzi, altele sunt cărți. Toate trebuie să aibă aceeași proporție. Asta e cam oribil. Deci o greșeală de perspectivă. Asta zici că o să e un coș de la care... Știi, o să... Da? Sau o lună, nu știu. Da, mă rog. Ce mai vine o balustradă, de asta o pasarelă. Asta e la cub în proporție. Asta e ochiuț, desenul de linie e bine. Aici e un pic haos. Asta nu e corect. E destul de interesant. Mi-a trebuit hașurat ca să-mi dau seama ce mă uit. Cușca asta nu-mi place. Asta e ok. Dacă pui niște materiale pe el. Hai, notați, vă rog eu. Da? Cine pleacă acum? Astea nu sunt terminate. Asta zici că e un drac. Da? Să facem mai, știi? Bun. Asta prea zici că e fermă. Nu, nu, nu. Da, nu. Asta aici se văd măsuțe interesant, nu zic nu. Posibil. Da? Ce ok. Asta e ciudat în braci, da? Să fie cubul ăla secționat pe hexagon, pozeza colegii tăi care au făcut. Prea mare, prea mare, prea mare. E ok. E ok. Da? Ce înseamnă prea mare? Nu e suficientă informație supra dimensiunea desenului. Aici e ok. Foarte bine asta. Și ăsta e foarte jucat, așa e, are multe posibilități, poți să-i pui și sticlă dacă insiști, știi? Deci ce se întâmplă? Foarte ok. Da? Nu o să pun note pe astea acum, data viitoare. Foarte ok ca micuț. Da, aici o să-i pui tu o balustradă de asta, da? O pasadă. Da, ați terminat, Ștefan, gata? Bun, o să mă pun o pauză un pic.